Încerc și eu să... Maria putea și să-l salute pe copil. Okay. Încerc și eu să intru în acest film, să văd care ar putea fi sfârșitul sau a greșit. Cu ce? Că ce am făcut? Dacă era ceva important sau vorbeam ceva important, se dădea de mult sau să discuta despre chestia asta. Dacă era ceva important, putea să vorbi și aici pe monitor. Da. Știi ce spun eu? Fiți atenți. Cred că a sosit momentul să intrăm pentru prima dată în direct cu cei doi din Republica Dominicană. Ei acum s-au trezit, la ei este dimineață. O, bine! Ai noștri! Alexandra, ne auziți? Da, domnișoara Cristina, nu prea... Bună, Marinescu! Prost, păi. Ia! Fiți atenți că a noastră conexiune este puțin cam slăbuță, dar ne descurcăm noi. Precum Marinescu, s-a slăbit. Luăm așa subiectele pe rând. Prima dată, Alexandra, da, tu ai aflat că Maria l-ar fi chemat pe Codruț în camera roșie ieri. Da, of, Doamne. Lucru care te-a supărat foarte tare. De ce? Păi a aflat și de la mine, domnule. Păi, da, pentru că m-a supărat foarte tare din cauza faptului că Codruț mi-a spus o variantă și Adriana mi-a spus altă variantă. S-a supărat, da. A, ți-a spus aceeași variantă. Da, am vorbit și aseară despre chestia asta. Păi și ce variantă ți-am spus? Să nu vorbesc cum am vorbit cu tine. Ce variantă mi-ai spus? Păi zi, nu, zi că iar vorbesc prost că și mă enervezi. Zi ce variantă ți-am spus. Ascultă-mă. Partea cu faptul că te-ai ridicat din casa băieților să vii în casa fetelor să vorbești special cu Maria, să știi că asta nu mi-ai spus-o, asta am aflat-o de la Adrian. Am zis că am vorbit în casă. Ce era să ridicat? Ia spus-o, Joara Cristina! Ia, tu de unde știi Maria că i-a spus? Dumneavoastră i-ați spus să vină în casa fetelor, nu? Nu este adevărat, el era deja aici când a intrat domnișoara Cristina. Da, era aici, aici. Auzi, Alexandra, hai să elucidăm misterul. Până la urmă, tu ce Adriana, crezi că urmărește Maria, de fapt? De ce l-a chemat ea pe Codruț în camera roșie? Să vorbească cu el, doamna Cristina, nu? Că doar ea este bună samariteană și voia să vorbească cu el. Asta crezi? Să-i dea ceva sfaturi? Ce sfaturi? Da, am nevoie de sfaturi eu? Doamna Cristina, ideea este în felul următor. Mai țineți minte când am zis eu odată că Maria nu are... Fotolește-te! Hai, lasă-l că este colegul tău, acum nu exagera. Nu, doamna Cristina, că a încercat să se dea de la mine de când am plecat de acasă. Despre ce vorbim? Când nu eram filmați, domnișoara Cristina, da, așa e. Când nu eram filmați, nu zicea nimic, stăteam, o și mângâiam. Ce nu stăteam? Nu este adevărat, doamna Cristina, și păteam. Domnișoara Cristina, s-a dus prietenul meu, dar să nu se întoarcă dușmanul meu. Ia, povestiți-ne și nouă că... Stai liniștit, Codruț, că nu mă cheamă Codruț pe mine. Stați într-un resort cu vile private, cu piscină proprie? Da. Foarte avem vreo frumos. 3 piscine. Ce cale dați, domnișoara Cristina? Ați fost la petrecere? 3 piscine și pe... Da, am fost aseară. Și pe lângă asta avem Alexandra. Și mare aici lângă noi. Zici că suntem... Cum a fost la petrecere? Povestiți-ne și nouă. Marinescu, a fost în lumea ta? A fost fribar? Marinescu, a început să danseze cu ea. Ți-ai găsit Dalea? Dar nu era de culoare, era brunetă. Cu cine a început să danseze, Marinescu? A fost fribar? Cu o fetiță frumoasă, era păpușită. Dar Alexandra e cu mințică? Sau se uită și ea stânga-dreapta? Domnișoara Cristina a avut am o încercare. Fără machiaj. A avut... Ia, ce încercare, Marinescu, ia, că am auzit că face ravagii. Ia, chiar vreau și eu să știu ce încercare. Două de gol, ia. Nu, domnișoara Cristina, eu nu sunt persoana să bagă intri și cum bagă Alexandra și să mint aici lumea. E cu minte, e la locul ei. Am înțeles. Eu parcă știu că e o piscină acolo în spatele vostru, ne arătați nouă, să vedeți? Acum ne faceți în ciudă, domnișoara Cristina. Marinescu, care în apă! O duc și eu la... Știu tot cum e acolo! Marinescu, trebuie să-mi luați pe Facebook sau pe YouTube, că rădeați totul românesc. Oh, wow! Așa nota Marinescu. Aici stau ei, voi credeți lucrul acesta? Vrem și noi, domnișoara Cristina! E raiul pe pământ. Domnișoara Cristina, eu cred că e un filtru pus acolo. Nu e niciun filtru, vă asigur eu. Mă vrea să mă duc și eu să mă lămuresc. Ah, Maria! Nu pasă că nu vorbesc. Da. Când vă arătam peisajul acesta splendid, a trecut băiatul după care vine uita Alexandra, mă jur. Deci până la urmă, se uită și Alexandra după cineva.
Alexandra se uita foarte lung după un băiat care era tatuat, era pe genunchi, cu muși, tatuat cu... și astăzi a trecut fix pe aici, domnișoara Cristina. Am vrut să iau telefonul, ba da, am vrut să iau telefonul să fug după el. Nu era acela, era altul. Că nu era acela. Dar mă uitam după el. Dă-i cerele pe Facebook, iar și știe care era Alexandra. Adu-l-a putea dragoste, că nu era acela. Stai-mă un pic, știi și dumneavoastră ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, că te uiți nu este păcat. Important e să nu faci ceva mai mult. Păcat. Da, oricum, în cazul în care faci, l-am pe Marinescu acolo, om de bază, sigur îmi zice când vine aici, deci ai grijă. Hai asta că dacă nu faci vreun pop. Da, doamna Cristina, l-am făcut deja. Dacă capul femeii și nu vei păcătui. Dar de Maria nu întrebi, ai lăsat-o singură, ești cu ciocolata, cu... Doamne, v-ați pupat pe buze când ai plecat. Ce mai faci, străine, de când am mai vorbit? Străine? Cu mine vorbești? Maria? Da, cu tine vorbești. Dar auzit cu cine? Păi nu te ești străin. Cu ciocolata albă vorbește. Foarte bine. Dar la ce te gândești? Nu te supăra. La ce te gândești? Ce-ai zici? Era să fi fost la palmelor. La ce te gândești? La nimic. La Maldivii. Vorbeam aici cu Andrei. Nu. Maria, nu vreau, domnișoara Cristina, să vorbesc cu Maria, că timpul de aici, din Republica Dominicană, este foarte important. Și vreau să mă... Nu știu, și ea nu este importantă? Ea nu este o persoană asta importantă în viața ta? La mine, doamna Cristina. Comănici, oricum a făcut niște dezvăluiri despre tine aici. Dar... Cum ar fi? Să-ți spun, să nu spun. Ia zi tu, Comănici, ia. Am zis Alexandru că eu țin cu dinții să stau 3 ani de zile în emisiunea asta și am zis, bă, cuvintele astea sunt ieșite din context. Nu, Comănici, era vorba despre acele fete pe care Marinescu le-a chemat la hotel zilele trecute. N-am zis că le-a chemat la hotel, am zis că Marinescu a plecat. Ia, păi explică tu că de-aia te întreb, zi. Am vorbit cu cineva de la hotel și mi-a spus că Marinescu a fost plecat într-o noapte de acasă. Parcă aveam și un scaun pe acel. Ia auzi, Marinescu, e real? Da, am fost, domnișoara Cristina, am fost să iau vinete, că a doua zi trebuia să fac salate de vinete, să le pun pe grătar. Hai, nu mai fi ironic, că știi ce a zis Maria, că a fost cu tine. Ai fost cu mine, Maria? Da. Nu e adevărat, domnișoara Cristina, i-am spus că nu suntem într-o relație și data trecută la fel, nu suntem într-o relație și nu mă interesează să facă ce vrea. Tu mi-ai zis mie în felul următor, eu și Marinescu transmit ceva și am spus ce transmiți tu cu Marinescu, că Marinescu merge pe la hotel cu alte femei. Nu, da, și nu, ce ai spus, dar de unde știi că o fost cu mine? Și ai spus că poate a fost cu mine. Da, să iei apărare, ai spus că poate a fost cu mine. Domnișoara Cristina, am spus așa, nu i-am zis că nu e adevărat. Vorbește-mă, dacă vezi. Ok. Nu te dau de gol încă, când ajung acolo. Ce-ai mai de zis, Alexandra? Ia, ce-ai de zis? Păi tu spui mie că tu transmiți ceva și nu transmiți nimic, că a fost cu femeia la hotel. Comănici! Ia, ce-ai de zis? Marian și Comănici, între tine și Mariana, doar tu o placi pe Mariana? Nu! Întreb, de ce mă pui să vorbesc chiar lui? Spre deosebire de voi doi, eu și Marinescu transmit ceva la public. Și am zis, ce transmiți? Mă, scoate din ecuație Maria Marinescu. Eu sunt curioasă ce dezvăluiri s-a făcut Marinescu. Alexandra, zim, te rog. Te fini la comedie. Iubita, chiar ce te-am învățat eu puțin? În 6 luni ce te-am învățat? Să nu fii sifon. Ia, stați puțin să vedem ce spune. Ce treabă are asta? Ia. Nu vorbesc de ce a spus Marinescu aici, nimic de altfel. De ce vrei să spui? Ce a zis? Nu o să zic nimic, doamna Cristina, pentru că a trebuit să dau dreptate unei persoane pe care nu prea o am la ei. De ce vorbești, mă? Cine este acea persoană, Alexandra? Hai zi, curaj. Aștept scuzele. Cine este acea persoană? Vezi că dacă spui să prinde lumea, nu spune. Pentru că ai o dreptate? Da. Nu spun, doamna. Marinescu, Alexandra, voi vă gândiți la favoriți? Nu, doamna. Domnișoara Cristina. Marinescu, nu, deloc. Dar n-am auzit-o pe Alexandra să spună, iubirea mea, mi-e dor de tine, da, alea, dar iubiți. Nici eu, sincer. Ia. Mamă, ce fete, Comănici ăla. Băi, Comănici, dar ești fie rău de tot, mă, fratele. Marinescu, dar ești din oală, ce ai, bă? Vreau să zic că favoriți, să fie ieșitul de fapt suprem. Ce să iau eu banii? El își face socoteala cu cecul, cu vreau banii. Ești, cum l-ai lăsat? Să zic că lista la favoriți, să fii pe locul 1, să iau eu banii. Cristian, profitează că nu suntem acolo. Și toți profitează că nu suntem acolo.
întoarcem. Vă pup! Auzi, Alexandra, dar dacă ar fi trebuit să pleci cu comănici în Republica Dominicană, ar fi fost mai bine? Da, nu, 1000 de ori. Mai rău. Mai rău. Păi ce cu Marinescu? Păi ce mă, cu mine e rău? Da. Ce e rău cu ăsta, doamna Cristina, că chiar că se vedea la mine, dar ce e rău, ce rău era cu ăla la? Că nu-l... Poate... Cum adică încearcă să se dea la tine? Ia, descrie-mi o situație concretă. Poate mi-ar scârbă de mine. O situație concretă. Doamne, mai ca domnul. Eram în aeroport, doamna Cristina. Așa. Și ce face Marinescu? Se dă pe lângă mine și zice la un moment dat: bă, Alexandra, tu știi că ești frumos? Eu până acum n-am văzut că tu chiar ești frumoasă. Da, corect, am făcut asta. Ce am zis eu treaba? Tu te descoper? Da, așa ai zis, nu comenta. Știi destul de bine că așa ai zis. Auzi, Alexandra! Iubiți, nu comenta, gata, iubi, gata, nu mai comenta. Auzi, Alexandra, dar până una alta eu am niște informații că tu ai fi intrat de la el în cameră. Haide, mă, l-am bătut în seară, doamna Cristina, dar n-am intrat peste el în cameră. Când am ieșit eu din duș și n-aveam alea perțele. Am ieșit din duș și n-aveam perțele trase. Cu inima la Maria la fel. Deci nu e adevărat, am informații false. Nu, doamna Cristina. Să vă încerc. Bine, cu drumul cu vrea să vă încă mea roșie Marinescu în cameră. M-am gândit că poate ai avut nevoie de ceva. Apropo, stați cameră lângă cameră, așa, ușă în ușă? Nu, doamna Cristina, suntem la 500 de metri distanță unul de celălalt, sau mai bine. Am înțeles. Bun, deci în aeroport a încercat să te dea la tine, ți-a spus că ești frumoasă și a mai fost vreo situație pe acolo prin Dominica? Dar tot drumul, doamna Cristina, s-a uitat în continuu la mine, aveam senzația că aveam un purici pe nas. Filma pe care nu le văd, dar el era mai rău ca o cameră de filmat. Orice mișcare o făceam, orice lucru îl făceam, el era cu ochii pe mâine, i-a spus la un moment dat. Cum a zburat 16 ore, cred că dormea. Auzi, Alexandra, dar are Marinescu curățenie în cameră? Nu știu, doamna Cristina, că n-am intrat la el în cameră. Asta a fost întrebare cu șustă, bine, bine. Auzi, Marinescu, dar Alexandra are curățenie în cameră? Ce are? Are curățenie în cameră, Alexandra? Are un șobolan. Vorbesc? Alexandra, zic? Nu mai vorbim prostii. Există posibilitatea ca atunci când vă veți întoarce tu să vrei să te îndrepți către ea? Păi deja o fac. Aoleu, e și frică să-l întreb pe ea dacă va da curs, că bine că te-a dat pe ușile. Poți să-i aștept la aeroport eu? Poți! Cu parul! Auzi, Codruț, am o întrebare, fii atent. Doar eu cu Alexandra suntem aici, știi? Și mai încolo o să vrea să meargă și ea la plajă. Am o întrebare pentru tine. Cine dorești să o dea cu cremă pe spate? Auzi. Eu sau altul de pe aici? Să nu se dea, că e alergică la cremă. Cu ulei, cu ulei, mă, de cocos. Sunt foarte alergică la el. Auzi, Codruț, uite, îți promit că atunci când vor veni cei doi în Istanbul, o să te trimit la aeroport cu camera actuală să-i întâmpine așa cum se cuvine. Domnule, la Cristina, dacă nu... Dar am dat și un par sau ceva la mine. Potolește. Am nu, o să-i întâmpine așa cu fratele deschise. Poți să le iau pe comunici în port bagaj cu mine? Păi ce să caute comunici? El îl așteaptă pe Marinescu. Că da. Tot îmi se duce Maria, îl așteaptă comănici. Da, totuși, când vin până una alta? Or să vină ei la un moment dat, mai au de petrecut ceva vreme pe acolo. Cândva vor veni. Zile, să nu exagerăm cu vremea, că vine anotimp urât și nu mai poate să zboare după aia. Ce planuri aveți acum? Unde mergeți? La lăutari. Mergem la mine de jun, că este dimineață la noi, după care la plăni. E ce bine să înțeleg. Da, se înțeleg bine. Arătați bine și la cadru, deși știu că... Domnișoara Cristina, nu mai... Privesc! Stați la audio de-astea, că arătați bine la cadru. Dar chiar arată-le, stă bine. Hai, băi, Codruț, nu trebuie să te superi. Până la urmă sunteți frumoși cu toții. Ai fi fost cu Maria ieri în camera acum roșie vă și vă fi seama, operator, hai să nu-i presăm să se îndrepte unul spre altul și de-alea, că au semn de interzis, despre ce vorbim. Bun, deci mergeți la micul dejun, pentru că la voi este dimineață, iar apoi... Păi tine, am zis. Apoi eu voi merge la piscină. Și Marinescu? Și Marinescu se va duce la plajă. Semeni? Ce semeni în ogradă? La ocean acolo și a dat el seama că... la ocean sunt mai multe fete drăguțe, cred eu.
Nu știu de ce am un feeling așa. Doamna Cristina, ai pus balele, ai ajuns până la genunchi. Să nu fie și băieți drăguți, că și în Turcia sunt fete drăguțe, chiar dacă au turban de la cu cap. Doamnă, alea care v-ați dus ce voi turban, la ele. Ce turban, băi, deșteptule. Da. Nu mă tă corectă atâta. Hei, liniștește-te. Mă enervează ăsta cu clasele 1-4 de mușa. Enervează Alexandra, nu eu. Eu doar ăsta așa. Bă, disturbă, nu mă lasă. Tu poți să răstești la ea și răstești la mine. Aole. Ia uite, Marinescu, fugi! Tu, cheamă-o face, fugi, Marinescu, fugi! Lasă casca, lasă-o pe Alexandra și fugi! Fugi, mă, fugi! Fugi, bă, lasă-ne, că m-a sătrat de fața ta. Așa. Of, o fi rău să fie doamne Ioana să treacă pe lângă tine așa, fete, să fugi după el. Ai scăpat, doamnă, fugi, mă, fugi! Nu știe să fugă. E, da. Merge doar repede el. Marinescu, cum îl știm? Vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă urăm o zi perfectă. Duceți-vă la plajă și povestiți-ne ce și cum. Până atunci, pa, iubita mea, pa. Codruț, da. Explică-mi cum stă treaba cu cecul acesta, deci. Domnișoara Cristina, ia. Al nostru comănici se vede, se citește pe fața lui cât de disperat este după bani și cât de mult îi plac banii. Nu s-a axat pe femeia pe care el spune că o iubește din cauza banilor, pentru că Mariana îl reținea din a face anumite chestii. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.